Domnule rector, domnul academician, domnilor profesori, prieteni și mai ales celor tineri. Celor tineri de aici, din acest prestigios anfiteatru și celor tineri din țară, din diasporă și din generația aceasta care va fi martorul și, într-un fel, cea care va trebui să treacă printr-un moment de uriașă transformare la nivel de specie umană, la nivel de umanitate, la nivel de politică, la nivel de geopolitică, de economie și de viață, în general. Sunt aici într-un templu al identității naționale. Când eram ceva mai tânăr, mi-aduc aminte, student la drept, cred că rectoratul era, și știu că și colegii de la drept sunt un pic geloși și nu vreau prea multă, cum se numește, coabitare. Asta e un factor deja prea politic. Dar sunt aici cu multă, multă deschidere și cu multă recunoștință pentru că mi-a oferit această ocazie să vă spun câteva gânduri. Acum 2 zile la NATO, la sediul NATO, am avut bucuria să vedem steagul unei noi națiuni europene care devine al 31-lea aliat în cadrul Alianței Nord-Atlantice, Finlanda. Și ca om care, ca ministru de externe al țării mele, am fost la momentul în care am ridicat steagul României pe catargul NATO, în urmă cu 19 ani, tempus fugit, am simțit o dublă emoție. O emoție văzând cum o națiune care timp de decenii a fost neutră, extrem de robustă, extrem de rezilientă, extrem de hotărâtă să reziste unei eventuale agresiuni rusești, într-un an de zile, în urma acestui război și amenințărilor directe ale lui Putin, a schimbat complet direcția și identitatea sa ca națiune. Într-un clasament al fericirii, și există un astfel de clasament al fericirii națiunilor, Finlanda este pe locul întâi la nivel mondial. ONU face un astfel de clasament. Eu cred că acum 2 zile Finlanda a depășit stadiul fericire, că a fost la nivel de euforie. Dar dacă ne uităm puțin mai serios vorbind la primele 10 națiuni în acest clasament al fericirii, observați că sunt foarte multe țări din Scandinavia, Danemarca pe locul 2, Islanda pe 4, Noua Zeelandă, undeva pe locul 8-9, și în spate se ascunde de fapt o anumită etică a societății, un anumit tip de solidaritate în interiorul societăților din aceste geografii, care fac să fie nu doar fericiți, dar și foarte performanți economic și capabili să ia decizii și să se ajusteze în fața oricărui element neprevăzut. Finlanda este și o superputere tehnologică. Este probabil împreună cu Suedia singurul aliat european, vine și Suedia foarte rapid, care au tehnologie 5G. Deci ceea ce vreau să vă spun ca element central al prezentării mele de astăzi este că în momente de profundă transformare sunt testate la limită toate punctele tari și vulnerabile ale unei națiuni. Punctele tari, în cazul României, geografie cu valoare strategică excepțional de importantă pentru noi, și elitele românești de-a lungul istoriei moderne a țării noastre au avut capacitatea să se strângă și să folosească astfel de momente de inflexiune. România mică, unirea principatelor, a fost făcută după primul război al Crimeei, când Franța și Anglia au venit în ajutorul Imperiului Otoman slăbit și au împins de pe Dunăre, a fost o bătălie la Mariupol și nevoia de Românie modernă ca buffer împotriva expansionismului rusesc a apărut după primul război al Crimeei. Elitele pașoptiste, Cuza, toți ceilalți, dinastiile pe care le-am avut aici în România, primul război mondial. Întotdeauna elitele românești au știut să profite de momente de inflexiune și să ducă proiectul național mai departe. Trăim un moment paradoxal în istoria contemporană a României. Suntem fără îndoială în cel mai bun moment al istoriei acestei națiuni. Niciodată, vreodată, de când suntem pe aceste meleaguri, în diverse forme de organizare statală, în diverse momente de inflexiune și de pericole,
România a fost în situație mai bună. Membru NATO, membru europeană, în sfârșit, recuplată, cel puțin instituțional, la Occidentul democratic și dezvoltat de care am fost separați de istorie, de geografie și de vremuri. Dar paradoxul românesc este să ne face ca în momentul în care este cel mai bun moment din istorie, în care totuși economia crește, să fim poate mai vulnerabili decât oricând. Când dintr-o țară îți pleacă 5 milioane de tineri, când o țară avem un cataclism demografic fără precedent, și atunci când încrederea în instituții, uneori chiar și în democrație, și ideea națională par să fie mai șubredă decât oricând, avem un paradox incredibil de complex. Vestea bună e că nu suntem singuri în acest moment de inflexiune. Întreaga umanitate este într-un moment de uriașă transformare, de provocări fără precedent. Fără îndoială. Competiție geopolitică am mai avut. Competiție pentru supremație tehnologică am mai avut. Competiție pe terenul ideilor au mai existat. Și dacă aveți cumva răgazul să citiți discursul președintelui chinez Xi la Congresul Partidului, când a fost ales pentru al treilea mandat, rupând regula de două mandate pe care conducerea chineză a impus-o în urmă cu câteva decenii, el acolo spune un lucru foarte interesant. China propune o cale alternativă către dezvoltare pentru întreaga omenire. Și după vorbește despre tehnologie, despre armată, despre domnul mătăsii, despre modul în care se execută acest proiect. Deci în clipa de față avem o propunere alternativă la propunerea democrației liberale și capitalismului de piață pe care noi l-am îmbrățișat. Este o competiție pentru prima dată în secole pentru ideea dominantă de organizare a societății umane. Iar noi care am trăit, cel puțin generația mea, și în perioada comunismului, vreau să vă spun că acest pact mefistofelic pe care liderii autoritari îl propun cetățenilor lor, cedați din libertate în schimbul eficienței economice, pentru că asta este propunerea centrală. Lăsați Big Brother să vă supravegheze, să vă dea note cu privire la ce postați pe rețelele sociale, cu cine face poze, cu cine vă întâlniți, la ce cursuri mergeți, cui dați telefon, ce produse cumpărați, cum vă comportați. Și de unde o nevoie imperioasă să revizităm fundațiile modelului nostru de democrație liberală și de capitalism de piață, pentru că el are nevoie de perfecționare. Ceea ce este inedit în acest moment al transformării umanității nu este competiția geopolitică. Am citit fără îndoială despre capcanul lui Tucidide și dificultățile în care o putere dominantă a momentului este contestată de un challenger. Sparta, Atena, este deja cunoscut și literatura abundentă în această zonă. Dar ceea ce avem acum în plus este o schimbare fără precedent la nivelul tehnologiei și a spune că această super turbo accelerare a revoluției tehnologice pune în fața noastră, ca specie umană, ca democrații și ca leadership, provocări fără precedent. Pentru că avem în același timp o revoluție a inteligenței artificiale și a tehnologiilor de tip quantum. Ne spunea la sediul NATO președintele Microsoft, CEO-ul de la Microsoft, că în opinia domniei sale, aplicațiile de quantum technology vor fi pe piață până la sfârșitul acestui deceniu. Și dacă ni se pare că AI-ul o ia razna și sunt voci care spun mai ușor cu pianul pe scări, să fim siguri că nu creează efecte perverse această hipertehnologie, închipuiți-vă intersecția între quantum și AI și big data. Ceea ce va face ca telefoanele noastre inteligente și computerele noastre, inclusiv cele militare, să pară obiecte de muzeu în câțiva ani de zile. Și dacă ar fi doar parte de tehnologie în sensul clasic, poate că și acolo am reușit să ne mai adaptăm. Dar vine în paralel cu revoluția tehnologiei, revine revoluția în zona biotehnologiei și a științelor despre ființa umană. Suntem foarte, foarte aproape de momentul în care vom avea tentația
noi ca oameni să ne jucăm de-a Dumnezeu. Să schimbăm destinul speciei umane. Și dacă din zona inteligenței artificiale avem un pericol ca de la Homo sapiens să mergem la Homo roboticus, combinația între tehnologie și revoluția în științele umane despre viață, despre cine suntem noi, pot să reprezinte un element extrem de complicat și la care trebuie să spun că nu cred că suntem pregătiți să facem față din punct de vedere etic, legislativ, normativ și cultural. Pentru că toate sunt prinse într-un același corp normativ care sunt la baza organizării societății umane. Perioadă foarte complicată. Dacă sunt mândru de un lucru pe care l-am făcut în viață și sunt câteva de care sunt mândru, altele poate mai puțin, este că am fondat împreună cu un grup de prieteni acum 15 ani Institutul Aspen din România. Și dacă nu ați făcut încă cursul de leadership la Aspen, vă rog veniți și faceți-le pentru că sunt tare, tare interesante și cred că fac o diferență. Mi-aduc aminte și am colegi care se ocupă de aceste proiecte că la zona de un program de serviciu public pentru politicieni și înalți funcționari din România, împreună cu ENA, o altă școală care mi-este dragă, le-am pus în față, cred, un studiu de caz despre nanotehnologie, despre clonare și cum ar legifera. Și se plăcuta noastră surprindere, tineri politicieni, parlamentari, din toate partidele, au încercat timp de câteva zile să găsească un răspuns cât de cât decent la această provocare. Ceea ce va fi pus la un test suprem pentru România, pentru America, pentru Marea Britanie, pentru întreaga lume democratică, va fi testul încrederii. Pentru că nivelul de entropie socială, care deja e destul de mare la noi, suntem o națiune extrem de adaptabilă, suntem extrem de inteligenți, suntem extrem de intuitivi. Și dacă mai avea și un sistem de educație care să dea șansă tuturor copiilor acestei țări, din mediile cele mai sărace și din locurile cele mai îndepărtate să ajungă la școli bune, cum sunt cea la care vorbesc astăzi, probabil că am stat mult, mult mai bine. Dar în condițiile în care nivelul de încredere în instituții, în politică, chiar și în democrație, și lipsa de credere între noi și despre noi și despre proiectul național a ajuns la cote de avarii, sunt preocupat pentru țara mea. În cel mai bun moment al istoriei naționale, în NATO și în UE, în cel mai bun moment al istoriei naționale, într-un fel răzbunând nedreptatea care a fost ca România să fie separată de matca sa occidentală, avem și cea mai mare provocare, și ăsta e paradoxul românesc, în cel mai bun moment al istoriei tale, ai și un nivel de fragilitate internă mai mare decât oricând. Vă îndemn să citiți un alt barometru, un alt clasament, e foarte interesant, este Edelman, este o companie britanică care face clasamente pe zona de încredere. Și ne uităm foarte mult și noi, și profesional, și personal, și politic, la ceea ce facem noi și ce fac și alții din punct de vedere al încrederii. Pentru că aici este problema de etică, este dacă într-adevăr ai încredere în contractul social, în norme, în justiție, în educație, până la urmă în reguli corecte pentru toată lumea. Despre asta este vorba în propoziție, nu? Da. În acest clasament al încrederii, în ultimii ani, venind de la criza financiară de acum un deceniu, pandemie, război, inflație, facturi, nesiguranța joburilor, revoluție industrială, robotizare, voi nu știți ce meserie o să aveți în 10 ani de acum încolo, pentru că încă nu s-au inventat, voi cei tineri din acest anfiteatru. Au condus la o erodare a încrederii care este absolut la nivel alarmant. Și atunci când, vorbind iarăși despre etică, când cetățeanul obișnuit, indiferent de stratul social, indiferent de preferința politică, de vârstă sau de preferințe individuale, consideră că cei care conduc leadership-ul politic, economic sau academic,
fac reguli care le profită lor și nu comunității, în clipa respectivă ai o problemă masivă cu încrederea. Și este firesc să fie așa, ca oamenii să fie nemulțumiți și frustrați față de leadership-ul politic. Atunci, iarăși, este problema etică. În clipa în care există un contract economic și social care este profund, profund... Salut, Sebastian! Viitorul a trecut prin spatele meu. Așa e în tenis. Salut! În clipa în care există realitatea faptului că se fac legi și norme și rânduieli pentru o minoritate și nu pentru majoritate, în clipa respectivă e o problemă de încredere foarte, foarte importantă. Și tot cei de la Edelman spun un lucru foarte adevărat. Singura modalitate care poți să lupți împotriva polarizării sociale și a faptului că rețelele sociale ne fac să trăim în propriile noastre bule, ne întâlnim și vorbim cu cei care gândesc ca noi și cei din bula vecină sunt dușmanii noștri. Sau, și mai rău, că dacă ar fi dușman, măcar avea un argument în contradictoriu, nu există pentru noi. În momente de profundă polarizare, în momente de profundă neîncredere, în momente de profundă transformare, singura cale în care poți să reclădești aceste elemente indispensabile pentru succes este o viziune atractivă pentru viitor. Nu cifre, nu programe de guvernare, nu știu câți kilometri de autostradă, nu știu câte universități făcute, ci un program și o viziune care să reenergizeze proiectul național românesc, proiectul național american, proiectul european, proiectul democrațiilor liberale și proiectul capitalismului ca formă de organizare economică a societății. Etică în momente de criză și schimbare profundă. Sunt dificile acele momente în mod intrinsec, în sine, sunt complicate. Dar astăzi avem probabil un moment de complexitate fără precedent și fără leadership onest, competent, fără să reclădim încrederea în expertiză și meritocrație, care au fost zbuciumate și zdruncinate mult în perioada pandemiei. Va fi greu chiar și liderilor politici vizionari să poată să lucreze într-un mediu atât de incert, atât de învolburat și atât de profund afectat de schimbare. La NATO, pe lângă lucrurile care știți că le fac, în sensul că sunt împreună cu secretarul general cei care conducem și reprezentăm această formidabilă organizație, în prima zi de mandat, acum cât 3 ani jumate, cred, secretarul general mă cheamă la dânsul în birou și spune: Mircea, am o sarcină pentru tine. Yes, boss. E la NATO, adică n-avem, nu discutăm ordinele. Și îmi spune: aș vrea să fii campionul inovării în NATO. Și vorbea foarte, foarte serios, pentru că a schimba cultura unei organizații, a unei instituții, a unei națiuni, este un lucru foarte, foarte complicat. Conduc bordul de inovare la NATO și văd în fiecare secundă și învăț în fiecare secundă cum aceeași nouă tehnologie, de o manieră practic contiguă, poate fi folosit pentru progres economic, social, în sănătate, în condiții de muncă mai bune, în libertate, în împlinire umană, și aceeași tehnologie, în același aparat, poate să reprezinte un cataclism și un dezastru pentru specia umană. De la inteligența artificială, la quantum, de la biotech, la propulsie, de la noi moduri de energie, la human enhancement, augmentare umană, toate aceste lucruri sunt în atenția NATO și în atenția mea. Și sper să fie și în atenția voastră. Am marele privilegiu ca la NATO, în interiorul organizației, dar și în ecosistemul nostru, să fiu înconjurat de femei și bărbați de excepțională calitate intelectuală, profesională și etică, morală. Un astfel de om este o româncă, nu știu dacă ajunge astăzi aici la dezbaterea noastră, Maria Axente, lucrează la Londra, este membru în advisory group pe inovare la noi la NATO
și este considerată, și dacă vine mă bucur, aștept, vă recomand cu multă prietenie, bistrițeancă, foarte, foarte patriotă, și este cel mai bun, considerat cel mai bun expert în inteligență artificială și etică la nivel european. Și pentru asta ne-a fost recomandată și am cooptat-o în grupul de consultativ pe care l-avem pe inovare. Multe guverne și multe companii încearcă să pună niște reguli și niște elemente pentru a evita ca noile tehnologii să se ducă în partea negativă, să le păstreze în zona constructivă și pozitivă pentru care au fost create. De aceea, la noi, la strategia de inteligență artificială la NATO, avem reguli de utilizare responsabilă și etică a acestor tehnologii. Pentru că primul loc în care aceste tehnologii sunt folosite sunt în zonul militar și de securitate. Și dacă acum câteva decenii nuclearul era folosit în zonă civilă ca să dea electricitate și era folosit separat pentru armamente și distrugere, astăzi aceste tehnologii, cum spuneam mai devreme, sunt pot fi folosite în ambele sensuri. Și guvernul Japoniei are astfel de reguli. Și Microsoft și Google au astfel de reguli. Și vă recomand un studiu recent făcut la Harvard pe teme legate de etică și utilizare responsabilă a tehnologiilor, pentru că acolo veți putea găsi câteva elemente care sunt și la noi, la NATO și la Uniunea Europeană, și în care încercăm să creăm un cadru în care aceste tehnologii să nu provoace atât de multă distrugere, ci cât mai mult bine posibil pentru umanitate. Vom avea astfel de reguli și la biotech, și la human enhancement, și la noi forme de energie, și la tot ceea ce vom face ca noi tehnologii în cadrul NATO și în cadrul lumii noastre democratice occidentale. De ce vorbesc atât de mult în fața unui public tânăr despre problema de leadership? Și mă mulțumesc mult că ați adus acest cuvânt cheie în interiorul discuției noastre. Pentru că leadership-ul înseamnă mai mult decât competențele tehnice și manageriale. Ai nevoie de bun manager, ai nevoie de oameni care să știe meseria, ai nevoie de oameni care să fie competenți, fără îndoială. Dar în clipa în care te duci un pic mai departe și încerci să te duci către zona de leadership, și apropo, nimeni nu este născut lider. Eu eram un tânăr foarte timid și nu aveam niciun fel de habar sau de intenție că am să ajung unde să ajung. Nu știam. Viața m-a împins și nu m-am lăsat niciodată să mă fudulesc că sunt suficient de pregătit. Tot timpul învăț ceva nou. La NATO învăț ceva nou. În fiecare zi încerc să învăț ceva nou. Și dacă este ceva care este cu adevărat important în zona leadership-ului, este leadership bazat pe valori. Nu suntem făcuți cu toții uniform. Dumnezeu ne-a făcut diferiți. Și nu vreau să dau impresia că vrem să impunem tinerii generații un sistem de norme care este rigid și, cum se spune în engleză, one size fits all. Nu. Poate că tu ai o viziune romantică despre viață și vrei să faci bine și vrei să te duci într-o zonă socială, poate vrei să faci un lucru în industrii creative. Poate că tu ai dorința de a merge și a face politică. Sper să faceți politică, oricât de greu ar părea astăzi pentru un tânăr educat să facă pasul către politică în România și în alte țări. Fiecare dintre noi suntem diferiți. Dar rugămintea mea, ca om trecut un pic prin viață, luați-vă timpul și întrebați-vă în sinea voastră, cu prietenii voștri, cu familia voastră, cu cei dragi, care sunt valorile în care dumneavoastră credeți. Nu cele declarative, nu cele la modă, nu cele influențate de nu știu cine din social media, ci ceea ce vă face pe voi, ca tineri intelectuali, să simțiți că puteți face o diferență. Mai mult decât succesul individual, dacă voi face ceva mai mult pentru comunitatea voastră, pentru familia voastră, pentru cei pentru care aveți o sensibilitate și un element de obligație. Școli bune, har Domnului că sunt. Cursuri de pregătire, har Domnului că sunt. Posibilități de realizare în țară și în străinătate sunt poate prea multe. Dar ceea ce face diferența între un manager și un lider sunt valorile care vă animă și un fel de busola morală care vă mână în viață.
ea poate să varieze. La Institutul Aspen avem o busolă, se numește busola lui O'Toole. Este un autor american care a făcut o busolă pentru liderii din business și care pune cele patru puncte cardinale: valori individuale, comunitate, libertate și echitate. Și facem la fiecare promoție de Aspen Young Leaders, cred că câțiva sunt și în sala asta, sper să fie și mai mulți în anii viitori, facem un fel de mic test. Unde te situezi tu, ca român, ca maghiar, ca basarabean, pentru că nu sunt exclusiv români în programele astea. Și este foarte interesant cum pendulul valorilor, după căderea comunismului, s-a dus în mod natural, de la egalitarismul impus din perioada comunismului, la un element de individualism pronunțat, ceea ce era firesc ca pendulul să se rebalanceze. Era prea mult. Și lumea s-a dus către... Și după asta, ușor, ușor, pendulul se reechilibrează și, cum spune Thomas Friedman, cunoscutul jurnalist și autor american, apropo, părinții lui sunt din Sibiu, într-un articol recent despre inteligența artificială, în care spune că trăim un moment cu adevărat prometeic și care modul tradițional de a guverna societatea nu mai este capabil să facă față. Și este nevoie de coaliții în societate, între decidentul public, între mediul privat, între mediul academic, iar pendulul nu se mai mișcă stânga-dreapta ideologiei, cum știam noi, ci se mișcă, de fapt, într-o a treia dimensiune, căutându-și un nou echilibru. Voi veți da, cei tineri din această sală și cei care sper că se uită la întâlnirea noastră, unde se așează pendulul și unde se așează echilibrul cel nou în societățile noastre democratice și, sper eu, prospere în perioada următoare. Henry Kissinger spunea recent că Europa are nevoie de un De Gaulle modern. Am să fiu la Washington pe 8 mai la cu Henry Kissinger la aniversarea celor 100 de ani pe care îi împlinește luna viitoare. Probabil un titan al gândirii strategice și toată lumea bună vine din Europa. Vine din zona mai germanică a Europei. Ceea ce vreau să vă spun în încheiere este legat de faptul că această perioadă pe care o definim în termeni simpliști de mare schimbare, de profundă transformare, este cel mai complicat moment din istoria umanității. Iar țările care sunt fragile pe interior, care au o reziliență de societate precară, apropo, Finlanda este considerată cea mai rezilientă societate din Europa. Nivelul de încredere în societate este mare. Pentru că acel contract social și contract național funcționează. Pentru că ascensorul social funcționează. Pentru că arhitectura de oportunități funcționează. Și când vedeam tinerii rezerviști finlandezi vizitându-i în taberele lor de instruire în Finlanda și văzându-i că făceau și armată și școală, ce sentiment patriotic aveau și cât de dispuși erau să-și apere țara chiar cu supremul sacrificiu. Suntem în cel mai bun moment al istoriei naționale și în cel mai periculos moment al istoriei naționale. Nu știu dacă v-am dat multe răspunsuri astăzi, poate am ridicat mai multe întrebări, dar ăsta a fost și scopul meu, să vă provoc și să încerc să ieșim puțin din limbajul ăsta de multe ori de lemn, predictibil și de multe ori obositor pentru cei tineri care îl aud de la generațiile mai vârstnice. Și pentru a nu intra în acest pericol, mă opresc aici și vă mulțumesc mult pentru invitație și sunt onorat să fiu în această școală de elită a României și a Europei. Mulțumesc mult! Acum, pentru că sunt și metră D și DJ, întrebări și răspunsuri. Aș începe cu tinerii și cu mult respect și către profesori. Am zis tineri. Mulțumesc. Domnișoară. Iar pe
Hai. Te rog. Repet eu întrebarea la microfon și se va înregistra așa. Spune-o tu și o repet eu la microfon. Să aibă și colegii de la tehnic tot ce au nevoie. Te rog. Știam eu că vin într-un loc complicat. Ce se întâmplă? Există în gena umană un profund sentiment al inovării și explorării necunoscutului, de a merge mai departe. Este în gena noastră. Pentru asta, de foarte multe ori, sacrificând alte specii și distrugând de multe ori planeta, specia umană este azi dominantă pe planeta noastră. Deci, a împiedica ființa umană să meargă către următoarele orizonturi, către spațiu. Ieri, telescopul James Webb a descoperit cea mai veche galaxie din univers, 350 milioane de ani după Big Bang. A spune ființei umane să nu inoveze și să nu meargă mai departe este o contradicție în termeni. Dar unde vine problema etică este că, de exemplu, în lumea din Silicon Valley, cunoscuții tehnolibertarieni, ei imaginează deja un viitor pentru umanitate descătușat de orice chestiune materială. Și, din păcate, descătușate și de orice problemă socială și morală și etică. Spunând, și este o teză pe care dânșii o susțin și o respect, că inovarea este mai importantă decât efectele sociale ale acesteia. Și aici nu sunt de acord cu dânsii. Întotdeauna există un aspect moral și etic de societate în care trebuie să ținem cont. De ce este așa de greu să reglementezi Big Tech astăzi? De ce avem astăzi în lume mai multe ordini mondiale? Una geopolitică, una geoeconomică, una tehnologică și după aia chestiuni legate de submodele culturale pentru fiecare regiune sau țară. Deci vine un moment și vine repede în care vom fi obligați să luăm decizii cu adevărat complicate. Una mai simplă decât cea cu imortalitatea. Medicină personalizată. Următoarea mare pandemie care se apropie este cea legată de rezistența antibacterială pe care corpul uman modern o dezvoltă și în care medicamentele și tratamentele generale nu mai funcționează. Organizația Mondială a Sănătății vorbește despre aceste, că se numește ADM, ABM, Antibacterial Resistance sau AMR, ceva de genul ăsta. Deci, răspunsul este că cum să găsim un just echilibru în care să asigurăm că inovația, de orice fel, nu este năbușită prin suprareglementare și printr-un stat care intervine mult prea masiv și prea, de multe ori, fără sensibilitate și fără sofisticare. Dar a spune că a lăsat inovarea să meargă de capul ei, fără să te uiți la consecințele etice, morale, sociale, economice, financiare, politice, este de asemenea o severă greșeală. Și acolo ai nevoie de lideri politici care să fie capabili să lucreze cu astfel de probleme complexe. Și astăzi cred că avem o dificultate semnificativă în a găsi astfel de lideri politici care să poată să rezolve astfel de probleme și cred că România are aici mult teritoriu de recuperat. Dacă afli răspunsul la întrebarea asta,
dacă nu o să fie prea târziu pentru mine să-mi dai de știre. Încă o întrebare, domnișoară, te rog. Avem și microfon acum. Aș fi vrea să vorbesc cu... Bine, fără microfon, vorbesc despre detalii. Pentru că astăzi și pe... Sunt de filmare. Ok. Ok. Ați menționat un nou... Ați menționat construirea unui nou dialog social și un nou contract social la nivelul omenirii, dar care trebuie particularizat pe nivel de țară. La nivelul României, care credeți că este prima cărămidă pe care ar trebui să o punem în vederea construirii unui acest nou contract social? Mă gândesc la asta de când m-am reîntors în țară și nu reușesc să-mi dau seama care ar fi primul pas pe care l-am putea face în așa fel încât să reîncepem să rezolvăm problemele României. Nu e alt răspuns decât educație, 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 nu e alt răspuns. Și cred că de aici pleacă tot și de aici pleacă marea, masiva emigrare a tinerilor din România, pentru că în clipa în care nu le oferi condiții și... Hai să spun altceva din punct de vedere economic. PIB-ul României, astăzi care a crescut în anii, și de când am intrat în NATO și noi, a crescut considerabil. 80% din PIB-ul României este format în primele 12 mari orașe. Deci restul de 20% e făcut de restul țării. Și asta nu e o chestiune nici socială și nici liberală și nici libertariană și nici nimic. E pendulul acela care trebuie să oprească într-un alt plan. Pentru că în clipa de față, ca să ne putem dezvolta, avem nevoie de o economie mai amplă, de forță de muncă, nu le mai avem. Și dacă nu înțelegem că statul, apropo de contracte, statul nu trebuie să fie un vătaf, nu trebuie să fie cineva care extrage rentă de pe moșie, ci este cel care își asumă riscuri acolo unde sectorul privat nu are condiții de a se reproduce. În zonele sărace, nu poți să ceri unei companii, unei firme, mică sau mare, românească sau străină, să meargă într-o zonă foarte săracă pentru că nu are la ce să meargă. Este obligația statului să investească în infrastructuri, în educație, în broadband, în ce e nevoie. Și după aceea, când se creează o mie de condiții, se retrage și vine sectorul privat. De asemenea, state ca România, care au, îmi pare rău, nu vreau să-l ajut pe Sebastian, investim extrem de puțin în inovare, cercetare, dezvoltare. Și este pentru noi, eu înțeleg cât de greu este să decizi unde să împarți banii. E complicat, am fost și eu într-un guvern, știu ce înseamnă chestiunea asta, nu este ușor. Dar în clipa în care statul nu intervine și să investească în cealaltă extremă, la tehnologiile viitorului care sunt costisitoare, cercetarea fundamentală este scumpă, laboratoarele sunt scumpe. Și dacă nu intervii acolo ca să poți să facilitezi transferul inovației abstracte în zone de aplicație de business, în clipa respectivă nu ai cum să rezolvi problema asta. Deci aici aș vedea, într-un fel, noul echilibru, noul contract social de la noi. Să repornim arhitectura de oportunități, investind în zonele mai puțin dezvoltate și, de asemenea, găsind de o nișă cât mai sus în lanțul de valoare. Și Sebastian și multe idei sunt acum idei valoroase. Nu spun că nu sunt idei bune. Cel mai mare cluster de financiarizare la nivel mondial acum nu mai este nici Londra, nici New York, nici Silicon Valley. Este zona Boston, unde este ecosistemul de biotech. Uitați-vă la mergers and acquisitions. Uitați-vă la volumul de capitalizări. O tranzacție este de între 6 și 15 miliarde de dolari. Deci dacă noi nu prindem coada problemei noastre, care este o problemă de inegalități de dezvoltare, astăzi România este mai inegal dezvoltată decât înainte de integrarea europeană. Diferența între București, Cluj și regiunile dezvoltate și restul țării este mai mare decât înainte de integrarea europeană. Este absolut aberant. De ce? Pentru că am aplicat și noi o teorie demodată, în opinia mea, the winner takes it all. This is the world of the fittest. Cel mai puternic își impune regula și ălălaltul e problema lui. Nu este ok. Și nu este o chestie nici socială și nici liberală. N-are de-a face cu ideologiile clasice. Au de-a face cu bunul simț cetățenesc. Și în esența asta este etica. Este grija față de celălalt. Este ideea că ai nevoie să faci mai mult decât ceea ce faci pentru tine.
Și asta face diferența între un lider și cineva care vrea să-și facă un rost în viață și e foarte bine să-ți faci un rost în viață, dar nu cu orice preț. Deci, răspunsul meu, 3 cents. E regulă. Îmi pare rău că ne cheamă datoria către alte destinații. Mersi mult de tot. Vă las cu Sebastian. Mulțumesc mult. La revedere. Ăsta ar fi fost discursul, doamna. Cât poți să stai? Poți să te...